Vladimir Putin ripostează dur după atacul ucrainean cu drone asupra Moscovei. Armata rusă a atacat Kievul cu rachete balistice și cu rachete de croazieră. Cel puțin 47 de persoane, inclusiv 7 copii, au fost rănite la Harkov în urma a 10 atacuri. Un centru pentru reabilitare socială și psihologică a copiilor, dar și un orfelinat, au fost lovite de rachetele rusești. Una dintre rachetele rușilor a căzut într-o zonă de magazine și a produs pagube uriașe. A fost atinsă acolo și o țeavă de gaze care a luat foc. Echipa Antena 3 CNN a fost martoră la bombardamentul din mijlocul orașului și urmărim chiar acum o corespondență specială realizată de colegii mei Laurențiu Rădulescu și Cosmin Herea, trimiși special Antena 3 CNN în Ucraina. Bun găsit, a fost într-adevăr o noapte grea, foarte grea pentru Ucraina. Alarmele au sunat necontenit până în jurul orei 4 dimineața și au fost auzite în principalele orașe din Ucraina. De această dată, pe parcursul nopții, țintă a fost Kievul. Spre Kiev s-au îndreptat numai puțin de 20 de rachete, 10 rachete balistice, spun oficialii ucraineni, și alte 10 rachete de croazieră. Armata antiaeriană ucraineană a reușit să le intercepteze, doar că resturi din aceste rachete au căzut pe mai mult locuințe, dar și pe o stație de metrou din Kiev. Două persoane au fost rănite acolo. Vă spuneam ceva mai devreme că alarmele au sunat și în orașele mari, inclusiv aici în Harkov, de unde transmitem, acolo unde au fost auzite mai multe lovituri, dar din informațiile pe care le avem, se pare că ar fi lovituri de interceptare a rachetelor care au venit dinspre Rusia. În ceea ce privește Harkovul, știm cu toții, a fost țintă predilectă în cursul zilei de ieri, numai puțin de 20 de rachete s-au îndreptat și spre cel de-al doilea oraș ca mărime din Ucraina. Au fost lovite câteva blocuri, un mall, o stație de metrou, iar 42 de persoane au ajuns la spital, inclusiv un copil de doar 3 luni de zile. În tot acest timp, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, cere în continuare Occidentului voie să folosească rachete cu rază lungă, tocmai pentru a lovi bazele aeriene de pe teritoriul Rusiei, baze aeriene de pe care decolează avioane, iar mai apoi, desigur, lansează aceste rachete despre care discutăm acum pe teritoriul ucrainean.